spuneai că povestea a pornit de la un amalgam de povești. În primul rând îmi imaginez știri. Nu știu dacă există vreo știre anume despre un tigru care scapă, dar cu siguranță, mai ales în ultimul timp, sunt foarte multe despre urși. Povestește-mi puțin despre melanjul ăsta de povești care se întâmplă. E o povestire cu o poveste reală cu un tigru care scapă. Cum ziceam, acum 10-12 ani, poate în Sibiu s-a întâmplat asta. De la zoo de acolo a scăpat un tigru din neglijența unui îngrijitor. Nu știm foarte multe detalii, dar urmăream știrile, nu mai știu, ProTV, Antena, ceva foarte mainstream și am văzut această știre acolo cu imagini. Evident că arătau tigru deja mort, împușcat de vânătorii care se duseseră pe urmele lui. Și m-a impresionat foarte tare, era un contrast foarte deosebit între animalul ăla exotic și lumea din jurul lui, foarte, foarte familiară, foarte românească, niște gură cască din ăștia mai de la sate, niște polițiști în uniformele aia pe care le știm cu toții, stăteau, se uitau la cadavrul ăla, unii își făceau poze cu el, era... o imagine... tragică, ridicolă, foarte aparte, care m-a marcat în momentul ăla și am zis, băi, eu într-o zi o să scriu o poveste despre chestia asta, nu știu, fiind și un mare iubitor de animale. Ăsta a fost punctul de plecare, după care s-au adăugat alte chestii, personajele inspirate din niște personaje pe care le-am cunoscut eu, o doctoriță veterinar de la circ, care lucra în mediul ăsta cu animale, o prietenă care a pierdut o sarcină și am apucat să văd cum s-a schimbat dinamica de cuplu între ea și soț după ce s-a întâmplat chestia asta. Da. Și toate lucrurile astea împreună au dus la povestea pe care ați văzut-o. De fapt, e foarte interesant pentru că împrumută destul de mult din filmele apocaliptice, nu-i așa, și tipul de umor cu aceste combinații improbabile de oameni, dar și suspansul de ce se va întâmpla, dar de fapt, pornind de la pista asta cu film apocaliptic, e un film cu o miză foarte mică, nu-i așa, că de fapt se mulează pe forma asta, dar sigur că un tigru scăpat nu e atât de mare lucru, ca să spunem așa. Da, uite, nu m-am gândit niciodată la perspectiva asta cu filmele apocaliptice, dar cred că ai dreptate, da. Da, ok. Poți să vorbești puțin despre ideea asta de tigru scăpat ca mică apocalipsă, ca o mini-apocalipsă, da. Da, e ceva ce mă interesează, melanjul ăsta între lucruri serioase și ridicol, derizoriu, tragediile care sunt cumva mereu dezamorsate de un anumit context, de un anumit tip de personaje. Sunt în general pasionat de filmele care nu se încadrează într-un gen foarte clar, care au elemente din mai multe genuri, care nu pot fi încadrate foarte, foarte ușor. Asta am și încercat să fac, nu știu, acum cât a ieșit. Puțin despre seriozitate, mi se pare că personajul Cătălinei Moga e construit ca să fie foarte serios, incredibil de serios. Adică nu e nici o secundă un film de altfel comic, un film care are momente comice, dar personajul îi pare construit astfel încât să fie, să pară complet oarbă de ridicol unor situații. Poți să-mi spui puțin mai multe despre asta? Da, cumva cumva genul de personaj care crede că poate controla lumea din jurul ei, că își poate controla destinul, că își poate controla viața. Și de-a lungul filmului se demonstrează treptat că multe lucruri sunt la voia întâmplării, că uneori pur și simplu trebuie să let go, trebuie să treci peste niște lucruri. Are tragedia asta personală cu copilul care a murit și peste care nu poate să treacă. Și cum am final, mi-am dorit să o arăt că înțelege că nu poate să rămână blocată în mindset-ul ăsta. Vânătoarea tigrului și încercarea de a-l salva, de a-i salva viața, este și ea corelată cu copilul pe care nu a putut să-l salveze, pe care l-a pierdut. Și a devenit din nou,
dacă n-a reușit să-și salveze copilul, hai poate reușesc să salvez tigrul ăsta. Tigrul moare, dar pentru mine moartea lui nu e, nu e o înfrângere, ci mai degrabă o eliberare, în sensul că dacă tigrul ar fi fost capturat viu, s-ar fi întors într-o cușcă și atunci și-ar fi trăit restul vieții prizonier, să zicem. Sigur, da, apropo de simbolul, nu-i așa, înainte de a deveni copilul ei, pare că te joci cu ideea de antropomorfizare, adică că faci puțin schimb de la ea la tigroaică, de la tigroaică la ea și... nu e așa, e foarte mult despre o femeie care încearcă să... O femeie care nu poate să scape din contextul în care e, dar care urmărește un tigru care a reușit să scape, pe care ea ne-a eliberat. Poți să-mi spui puțin despre joaca asta dintre ea și tigroaică? Aici am încercat să nu pedalez prea tare pe simbolistica asta, adică să las lucrurile la un nivel destul de subtil, pentru că mi se părea că e destul de ușor să faci paralela asta foarte, foarte clară, foarte subliniată, ea, tigru, eliberare, animal maestuos. Am încercat tot timpul să o las la un nivel mic așa, cât se poate să... În termen de seriozitate, de care vorbeam mai devreme, seriozitatea protagonistei, e cât din asta vine din propria actoria Cătălinei Moga și cât din indicațiile tale regizorale? Asta ar fi fost o întrebare interesantă chiar pentru ea. Greu de zis procentual. Cum a citit Cătălina personajul? Să începem de aici. Iar mi-e destul de greu să răspund eu, dar Cătălina și-a luat foarte în serios rolul și încă din perioada castingului mi-am dat seama că și ea este genul ăla de persoană care crede că poate controla, care are o imagine poate destul de clară asupra propriei persoane, la care ține. Dacă... Toate aceste autorități care se suprapun într-un fel sau altul, în momente comice ale filmului și ajung să se bată cap în cap, practic, sigur, cu marele moment de final, de împușcarea tigrului, cât de mult construiesc ele tema de control și imposibil de controlat? Poate asta nu e prea mult control, pentru că de fapt asta e, nu e așa, moartea tigrului e prea mult control. Asta cred că e o citire pe care, spectatorul reușește să o aibă dincolo de ce și-a propus propriu-zis autorul, știi? Adică nu, e o zonă la care nu m-am gândit în sensul ăsta de care zici tu, de această ierarhie foarte clară care la un moment dat ajunge să se amestece, care... pentru mine a fost pur și simplu mai degrabă o încercare de recreere a unei realități pe care am perceput-o eu în acea știre de care vorbeam. Știi, imaginile alea cu și poliție și pompieri și gură cască banal din zonă, o lume pestriță și nu știu, foarte, foarte sugestivă până la urmă.